Hei, hop și hop și hai da! Hai li și iar li, frunză verde și una. Hai li și iar li, nealco și chetroșana. Când o joci pe iarbă verde și toată lumea te vede. Liri, 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 liri. Când o joci pe iarbă verde și toată lumea te vede. Liri, 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 liri. Ei, când o joci pe iarbă verde, hai și toată lumea te vede. Ei, hop și hop și hai da! Hai li și iar li, chetroșana știu joca. Hai li și iar li, pita n-o știu frământa. Pe lopată n-o știu pune până nu o le cufune. Liri, 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 liri. Pe lopată n-o știu pune până nu o le cufune. Liri, 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 liri. Ei, pe lopată n-o știu pune. Hai până nu o le cufune. Uiu și iară eu mă. Hai li și iar li, în cuptor n-o știu baga. Hai li și iar li, până noaptea-mi pas-o cra. Din cuptor eu n-o pot scoate fără car cu patru roche. Liri, 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 liri. Din cuptor eu n-o pot scoate fără car cu patru roche. Liri, 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 liri. Ei, din cuptor eu n-o pot scoate. Hai fără car cu patru roche. Ei, hop, hop, hopa. Hai li și iar li, eu-s la joc, mama la joc. Hai li și iar li, pita mea de joi în foc. Și când vreau socru s-o scoată, să rup să tătă pavatră. Liri, 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 liri. Și când vreau socru s-o scoată, să rup să tătă pavatră. Liri, 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 liri. Hai li și iar li, jucați picioare, jucați. Hai li și iar li, că la moră nu carați. Că moara e sub pereche și părina-i pandireche. Liri, 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 liri. Că moara e sub pereche și părina-i pandireche. Liri, 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 liri. Liri, 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 liri. Dică să nu știu juca, mai bine nu știu să fa. Liri, 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 liri. Ei, că la joc mă vede satul. Ei, hop și hop și hai, da la lucru numai bărbatul. Uiu și iară, iu! Frumoasă melodie! După o gustare copioasă, ar cam fi momentul să facem o mică plimbare. Pădurea și-a luat deja straele de toamnă. Copacii goi și covorul arămiu format dintr-o mulțime de frunze sunt pregătiți să fie acoperiți de zăpadă. Nu ne pierdem speranța și încercăm să găsim ciuperci, să nu-l dezamăgim pe Big Boletus. Lipsa noastră, Vali a fost foarte harnic și a pregătit toate ingredientele pentru preparatele următoare. Hai, doamne, Vali! Na, bine, doamne, dar este bine să știi că mie nu-mi place. Ce nu-ți place? S-a spus și când am venit mai pus la treabă, ai zis să mă să-ți aduc ce găsesc pe uliță, am iar mă mânaș. Mai e vorbă, fiecare mâncă și-aduce. N-aveți bine, s-a spus? S-a spus?
Cât ai ca patata, tita munci. Da, până ați venit voi, uite ce am făcut aici. Am o tita. Așa, o rânduială bună, eu zic să vii să șez aici lângă mine, că imediat ne ajută băieții să urmă. Că am depus ceaunul și să ne dăm drumul. Au și ce am eu noroc cu hainele astea. Așa mai arat și eu ca tine, așa, ieri, vegan. Om de viață, îngel pe acleandeață, palaviță te-a lăsat, palaviță te-a aflat. Arată bine, arată bine oricum, mă te vorovește. Am nu știu tu că așa sunt muierile. Că dacă nu se coalice, dacă nu se coalice, nu-i bine. Toată ce-am găsit eu aici. Ce-am capata. Hai, dați aici. Na, astea le-a capatat zbiciul. Astea da. Le mâncă el. Poți, zbiciule, s-a mâncate. Nu. Astea nu-s bune. Deci astea nu se... Dă-i-le lui, îi place bureții. Dacă tu vrei să le mânci lucrurile niște, mie astea... Deci dacă erau râșcovi, era ok, că seamănă foarte bine cu râșcovul și nu-s bune. Vă și niște oieni acolo. Ce-am găsit? Taci, mă, că asta e plată de mine, mă. Deci, în mod normal, eu le mănânc astea, dar pentru că sunt foarte bătrâni, se simte de picior, pe pulsul piciorului, că sunt moi și hidratate, eu le pun eu parte. Astea-s ca patate de Marius. Da, așa, fiecare cu vasca lui. Pune acolo pe purții, deci, din familia rusulacelor, care sunt fiind roșcate, pot să semene cu rusula emetica, care ea poate fi periculoasă pentru că este foarte iută, dar putem să gustăm, normal, nu-i doar că durează. Eu gust, voi nu gustați. Și nici nu asta este tot, pentru că poate fi... E bună, e oiță bună. Iută e iuma, e metica. Ce vă cuși? Nu gust, dar mai ține în gură, că îmi place să fie foarte iută. E metica, nu e bună. Deci e usură, sigur, usură metica, care iarăși nu e bună. Iute, iute. Și mai bine, la kilogramele mele, deci voi să nu faceți altceva niciodată. Doamne, ajută și mă bolunță. Așa, ce mi-a dus pe acolo? No. Cam o tita. Dar ceva de mâncare n-ai adus, în afară de... Nu știu ce mânc eu. Dragi prieteni, lusula emetica, iute, deci nu vă recomand. Secvență de Lactarius care nu-s bune. Și bineînțeles, tot ce văd aici, sunt ciuperci care trebuie să le punem deoparte. Pentru că nu le vom servi, nu le punem mâncare. Ai redus la pachet și le muci acasă singur. Normal. Așa m-am gândit și eu. Glumesc acum, Doamne ferește să nu mâncați de astea, pentru că de obicei și emetica are urme roșiatice pe picior. Se vede aici zona asta, ușor roșiatică. Sunt iuți, vi le recomand să vă scăpați de ele. Seamănă foarte bine și cu alte specii de ciuperci care pot fi comestibile, dar atenție mare, care au cuticula roșiatică sau roz spre bordo, înveți foarte mare grijă pentru că ele pot fi periculoase. În schimb, ca să ne batem capul noi cu ciupercile culese din pădure, acum, ce am găsit noi, pe la roșia, pe sus, cu pospăstrăvul de fag, care este senzațional de gustos, mai avem și niște cribi, ăsta o să vină în tocana pe care o să o facem de oaie, în urma ce oaie deja pregătită. De obicei, cum zic eu, tocara de oaie, trebuie să aibă ceapă multă și morcov, cam aceeași cantitate. Doar să mai punem și niște hrib uscat. Un hrib uscat care îi dă aromă deosebită. Da, maestru! La mare se place oaia. Așa? O să punem un pic de cimbru și bulion ca să dea un pic zamă de aromă. De paradaiță. De paradaiță. Zamă de paradaiță. Cum zice, bine eu zis, eu nu știu să vorbesc folcloric. Astăzi, așa? Noroc cu tine. No, și asta o să fie în compoziție și atunci un pic de ulei care avem acolo. Ce mai avem pe masă o să pregătim pentru celelalte preparate care o să fac în folie. O să fie varză cu costiță și cu bulion și cu de-astea, cu cimbru. Elegant putem pe jar, că de-aia am pregătit două locuri bune de jar în spatea acela. O să avem acolo un pic de loc după ce se mai așează. Te rog frumos să spui, care curici cu ce-l faci? Că aici văd că ai și curit acru, ai și curit dulce. Alea vin în partea a doua a discuției, pentru că aia o să fie foarte interesant, că facem în folie curechi dulci. Nu, asta e tot curechi dulce. În staniol. Nu, în staniol, în folie, în folie, cu costriță, cu afumătură și punem direct pe jar. Dar o să fie partea a doua. Începem mai întâi cu ăsta, să dăm drumul că trebuie să fiarbă bine. O să l-am macerat carnea asta două zile. Deci acolo e carne de oaie bună, bună, bună și cu un pic de său ca să dea grăsime bună, să fie călduță.
că dacă nu punem sau pe ioră, dacă nu punem sau pe sauat, cum zice românul, nu sauat. Așa. Sauat. Sauat, dacă fi să fie așa. No, și asta, altă, asta cu bugă de carne de acolo și cu ciupercuță și cu pire tomate și cu condimente și cu nata. Iar paradaiță. Vine pe cum vrei tu așa să rămână? Știu eu că aici ajunge. Bineînțeles că am pregătit, am lăsat cimbru să rămână și crenguțe proaspete, că astea sunt foarte gustoase când vin puse în mâncare. Și am mai strecurat de cimbru, l-am mai zăpăcit așa o de felul lui, să-l punem oțel în mâncărica asta bună. No, și până atunci facem o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză, după care ne apucăm din nou de treabă. Gătim, cântăm și într-un final servim și masa. Hai, dragă, mi-e pruna pe creangă și pe lincuța în iagă și gâsca friptă pe jar și pe lincuță în pahar. Opa!